Lucrează? Da. Eu cred că puteam să începem ca să, să nu vă irosim timpul. Dragi colegi, bună dimineața, aș spune dacă ar fi dimineața. Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumim pentru că v-ați făcut timp pentru această discuție. Suntem aici ca să avem, dacă vreți, un prim stock take, da? Hai să-l numim consultare preliminară despre ceea ce urmează să mai facem pentru comerțul electronic. Știm, probabil vă amintiți sau ați observat că am avut deja câteva acțiuni în acest sens. Am chiar în martie anul ăsta, una dintre primele mici reforme pe care le-am promovat a fost anume un pachet pe comerțul electronic care să consolideze protecția consumatorului, să am eliminat unele din, mă rog, absurdități, dacă vreți, din legislații, cum ar fi acea cerință ca să ai 12 metri pătrați de spațiu dacă vrei să faci un shop online și alte asemenea chestii. De asemenea, în politica fiscală s-a introdus, probabil știu unii din voi, acea prevedere care scutește trimiterile de până la 1000 de euro de declarații vamală, ceea ce era consum de timp, statul nu încasa practic niciun ban, dar era foarte birocratizat procesul și era unul din impedimentele de bază în ceea ce ține de comerțul electronic transfrontalier. În pachetul actual pe care îl promovăm pe fiscal și vamal avem o altă prevedere care trebuie să ușureze în continuare tot ce ține de comerțul electronic și asta este acea scutire de TVA la reimport, la retur, pentru că atunci când faci comerț electronic peste hotarele țării, faci un export, după asta marfa, mă rog, clientul nu-i place, are drept să o întoarcă într-o perioadă de timp, depinde deja de reguli, și atunci vama noastră vede asta ca import nou și te pune să plătești TVA. Deci chestia asta urmează a fi eliminată și au fost mai multe intervenții deja. Facem asta pentru că avem, iată această lucrare care e produsă de colegii de la USAID. Sunt foarte multe lucruri bune și interesante și în acest raport preliminar se estimează piața potențială a comerțului electronic la cel puțin 300 de milioane de lei anual, ceea ce este o oportunitate economică pentru toți. Ori comerțul electronic nu trebuie să fie pentru trei jucători mari, asta poate să fie pentru oricine, pentru orice mic comerciant care vrea să deschidă o afacere și să targeteze spațiul online. Asta trebuie să fie simplu, ușor, fără birocrație, cu acele platforme pe care sunt disponibile în țările vecine. La fel, în 2 ore poți să-ți lansezi un mic shop online. Asta este idealul spre care tindem. Și mai avem acum câteva idei pe care le împachetăm, dar am spus să avem această discuție ca să vedem ce ne mai lipsește, ce ne mai scapă. Intervențiile pe care le planificăm, de fapt, sunt concentrate pe trei categorii, dacă vreți. Unu, reglementările, și aici suntem, în primul rând, noi, cu eliminarea barierelor, cu simplificarea regulilor, cu ușurarea sau repararea de legislație atunci când asta este necesar. Și asta e primul. Doi, ține de aspectele logistice. Și aici e vorba de curierat, de poștă, de alte, mă rog, nu este doar Poșta Moldovei, sunt și alte servicii disponibile echivalente, de calitatea serviciilor aici, de protecția consumatorului, de plăți și așa mai departe. Deci partea de logistică este a doua categorie de probleme pe care vrem și trebuie să o rezolvăm ca să avem un comerț electronic civilizat și ușor. Și partea a treia, vedem, să o numim ecosistem. Deci
Atunci când nu ai un Shopify sau un PayPal pentru business sau alte platforme de genul ăsta sau un Stripe, e mult mai greu să dezvolți un comerț online lansând un site în două ore, cum am spus. Asta este posibil în foarte multe țări, nu și la noi, din păcate. Și aici, din nou, este sarcina noastră să discutăm cu acești operatori, să îi convingem. Pentru asta, altă măsură pe care am promovat-o la fel în luna martie sau aprilie, dacă nu greșesc, a ținut de eliminarea acestei licențieri suplimentare pentru serviciile de plăți, astfel încât pentru serviciile de plăți licențiate în Uniunea Europeană, astfel încât dacă un sistem de plăți, de exemplu, același Revolut, care ulterior a intrat pe piață în versiunea Lite, sau un PayPal, dacă este licențiat în Luxemburg sau în Varșovia sau în Vilnius, cu aceeași licență poate opera pe piața noastră. Și am făcut asta pentru că, fiind conștienți că suntem o piață mică, care nu prea oferă mari potențial de creștere, pentru aceste companii gigantice, asta este un impediment în plus și asta este o birocrație care poate nu merită banii și piața pe care o câștigi. De aceea am vrut să animăm această concurență și să aducem cât mai mulți jucători, astfel încât comercianții noștri să beneficieze de nu mai mult, nu mai puțin. Vrem să oferim aceleași oportunități pe care alți mici comercianți le au în alte țări. Deci asta sunt trei componente pe care le vedem ca și cruciale. Noi avem câteva idei, dar nu doar câteva, mai multe idei, dar am vrut să avem această primă discuție, pentru că noi nicio lege în ministerul nostru nu-i scrisă fără ca să avem o discuție cu cei care vor fi vizați. Noi preferăm să scrim de fapt la aceeași masă cu asociațiile de afaceri, propunerile sau cu antreprenorii, astfel încât să avem un proces inclusiv de consultare mult mai ușor. Deci asta am vrut să spun ca și un cuvânt de introducere. Haideți să discutăm, să vedem ce putem face ca să avem acel comerț electronic care este de mult o realitate în țări din regiune, fie în est, fie în vest. Vrem exact asta, ca să oferim antreprenorilor noștri nu doar piața moldovenească, dar acces la piața mondială, și asta se întâmplă eliminând la maxim toate barierele, astfel oferind potențial de creștere pentru fiecare companie, indiferent de dimensiunea acestea. Fie un singur angajat cu o mică producere de ceva bunătățuri acolo, pe care noi foarte bine ne pricepem să le facem, sau companii mari care vrea să-și extindă vânzările online, nu doar în Republica Moldova. Și tot asta cu cardul, fără curier, care să-ți ia cash la livrare și așa mai departe. Asta nu-i comerț online, în opinia noastră. Mulțumesc, haideți să discutăm. Poate Veronica vrea să adauge. Este? Super. Cu aceste fiind spuse, noi vă salutăm toată lumea. Mulțumim mult că ați dat rost acestei invitații. Aș vrea să vă spun că acest eveniment este organizat și cu susținerea Consiliului Economic și colegii sunt aici, pe lângă prim-ministru. Și totodată în această sală sunt și colegii de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Și după această întâlnire, care estimăm că va dura aproximativ o oră, vom putea avea și discuții așa mai puțin formale, cine va avea timp, dar totuși dorim să ne încadrăm în timp de o oră. Obiectivul acestei întâlniri, cum a spus domnul ministru, este să aflăm care de fapt sunt limitările, care într-o parte le cunoaștem și apreciem mult cu colegilor de la USAID pentru studiu, colegilor de la Consiliul Economic la fel, dar totodată identificarea și altor probleme ar fi utilă. Totodată noi aș dori să axăm discuția și pe oportunități care sunt, care
la moment nu sunt valorificate și astfel să avem așa o discuție și pozitive, nu doar despre ceea ce este mai puțin funcționabil la moment. Aici în sală sunt prezenți reprezentanții tuturor, deci infrastructurii care urmează să asigure funcționarea sistemului de e-commerce în Moldova și eu aș vrea să, nu știu, poate pentru că sunt, background-ul meu profesional este din bancă, eu aș vrea să invit colegii din sisteme din Plets să înceapă această discuție cu comentarii ce țin de partea lor a funcționării acestui sistem și mecanism. Și apoi, bineînțeles, discuția este liberă, vor fi și intervenții, bineînțeles, dar cumva să fie mai structurat, în opinia mea. Călin, vrei să comentezi ceva? Dacă ai cu microfon, să ne audă și cei care sunt online. Bună ziua la toți. Eu cred că am venit mai mult în calitate de ascultător decât să comentez. Pentru noi, sectorul de companii care dezvoltă sisteme de plată, fintech, cred că la moment ar fi benefic. Eu aș vrea să atingem două întrebări. Prima ce ține de strategia noastră de dezvoltare aici pe loc. Dumneavoastră ați menționat de faptul în aceea că s-au deschis porțile pentru alte companii transnaționale, pentru a veni fără licență. Companiile transnaționale au față de noi, totuși un primordial au avantaje mult mai mari. Ele nu se iau în considerație. Acum noi suntem în poziția când trebuie să înțelegem ce face mai degrabă ouul sau găina pe planul investițiilor în aceste tehnologii. Fiindcă noi avem totuși costuri diferite de operare. Companiile transnaționale, datorită că operează pe o piață de 20 sau 30 de pieți, au totuși alte costuri de interchange, alte costuri de operare și ele pot să-și permită la nivel legislativ să intre la noi în piață cu o concurență de minimum 1-1,5% diferite decât îl avem noi ca cost de intrare. Acest fapt, din start, pentru noi e un impediment de investire, fiindcă toți colegii care avem, sau noi, la moment de servim peste, practic, 1000 de companii care sunt înrolate în sistemul nostru și le facem plăți online, pentru ei este importantă chestia când o să ne dați serviciul ăsta, când o să ne dați serviciul ăsta, dar trebuie să înțelegem că 80% din serviciile care sunt făcute, ele sunt customizate. Nimeni nu vine sub o soluție de gata. Ei trebuie să facă asta, aici trebuie să făcut adăugat, aici trebuie de prefăcut și așa mai departe. Companiile mari niciodată nu o să facă asta. Acum, întrând cu aceste prețuri, noi trebuie să înțelegem că atunci o să avem numai 20% din companii care posibil că o să meargă la acești prestatori de servicii de plată. Pe de altă parte, noi suntem foarte mult demotivați pe noi să investim, fiindcă aceste investiții costă. Când noi, dar atunci, o să ne le recuperăm în momentul dacă vin aceste companii din start cu careva avantajă. Și aici avem o problemă care pentru noi e foarte esențial de înțeles. Noi înțelegem, scopul este unul benefic, e clar, pentru a reduce din costuri. Dar avem o demotivare destul de mare pentru noi să dezvoltăm servicii aici interne. Și rămâne, practic, o mare parte din piață neacoperită cu aceste servicii, fiindcă companiile externe nu o să le dea. Noi nu avem motivare să le facem, fiindcă nu avem componentă economică. Călin, compania Paynet. Noi probabil nu vom avea acum un dialog și comentarii, da, noi adunăm. Mulțumesc foarte mult, colegi din cei care asigură funcționarea plăților, sistemelor de plăți. Nu este nimeni să mai adauge ceva? Ok, trecem la companii de curier. Dacă se poate, Călin, eu recunosc că asta e o mișcare, într-adevăr, hai să-i spunem, care nu ajută companii locale și nu e o alegere simplă, pentru că de aici vrei să dai consumatorului condiții cât mai bune și vrei să ai un push pe domeniul ăsta cât mai rapid. În același timp, evident că ținem și la companiile locale. Eu cred că sunt feluri în care noi putem să susținem producătorii noștri autohtoni de servicii și să îi ajutăm să fie mai competitivi, din potrivă să-i ajutăm să iasă peste hotare cât mai mult, să-i împăcăm pe toți. Putem să ne așezăm și să vedem ce putem face ca să ajutăm companiile noastre în sensul acesta. Pentru că, încă o dată,
alegem dintre sectorul întreg și posibilă evoluție mult mai rapidă oferind aceste platforme și oferind servicii ieftine și calitative consumatorilor și companiilor și antreprenorilor sau sectorul ăsta de servicii. Adică eu cred că noi putem să găsim cum să împăcăm pe toți. Și cum ai spus și tu, totdeauna o să existe nișa pentru început. De exemplu, nișa asta de custom made, nișa de servicii foarte bine croite pentru companii care au necesități mai specifice. Și acum că ei, pur și simplu, o mare parte din antreprenori nu au acces la beneficiile astea, oricum nimeni nu câștigă din asta. Adică eu cred că noi putem să împăcăm pe toți. Eu cred că aici trebuie de început totuși de la o chestie mai globală, faptul interacționând cu cei care vor să meargă în online, din partenerii noștri. 90% prima întrebare care o zic la moment este: dar de la ce sumă vă raportați? Și către cine? Către spălare de bani, către fisc? Nu-i problema în faptul în aceea că cine procesează și la ce preț, cred că la moment. Eu cred că atâta timp cât dumneavoastră o să aveți înțelegerea, fiindcă noi facem acest serviciu pentru o mână, de exemplu, de 1.000 sau de 2.000 de companii, sau totuși ne vrem acele 30 sau 40 de mii de companii care există să meargă în acest domeniu. Atâta timp cât nu o să fie această întrebare pentru ei clară și ei înțeleagă că faptul că o să meargă să înalbească toate turnoverul, atunci ei sub nicio formă nu o să treacă în acest domeniu. Și chiar dacă dumneavoastră aveți niște intenții benefice de la început, sunt alte organe cu care dumneavoastră oricum trebuie să aliniați această strategie. Este spalarea banilor, care pe de-o parte tot foarte, haideți să spunem așa, de combatere. Și a doua este Banca Națională, care vine tot cu niște restricții pe acest domeniu. Atâta timp cât nu o să fie aliniat ele între ele, fiindcă undeva se face un pas înainte și vin doi pași pentru cei de la combaterea spălării banilor, care ne zic că ok, voi trebuie să verificați sau compania care face această tranzacție, lasă să demonstreze de unde au venit banii ăștia și pe cât ei sunt ilegal. Pe cât asta acum la moment se aliniază cu strategia noastră, e foarte mult împiedic. Iată, sunt niște chestii care, din punctul meu de vedere, dumneavoastră, numai decât trebuie să le coordonați cu partenerii și să le aveți în vedere pentru creșterea acestui sector. Da, mersi mult. Da, cu fiscul și cu Banca Națională și cu statistica, cu toți se lucrează. Bine, dar ca să fim eficienți. O altă măsură care acum așteaptă să intre în efect este acea decizie a Băncii Naționale pe comisioane. După cum știți, noi încă anul trecut încercam să găsim o soluție ca să aducem aceste comisioane la interchange în jos. Pentru că aici nu e vorba doar de comerțul electronic, aici e vorba din general cashless payments, care sunt pe de-a dreptul descurajate de aceste comisioane atunci când plătești TVA 20% și pentru o plată cu cardul trebuie să plătești încă 3% ca și comision, până la 3%, atunci comerciantul e pur și simplu încurajat să te roage să plătești în cash, chiar dacă și îți dă și bon fiscal și tot și arată toate veniturile, pentru că este pur și simplu mai profitabil. Deci, deja din 1 ianuarie o să vină prima reducere la aceste comisioane, după care, cadențat în termen de, dacă nu greșesc, 2 ani jumate, o să ajungem la 0,6 pe interchange și asta e, nu este tocmai ca la nivelul Uniunii Europene, dar este aproape și o să ajungem și acolo. Da, mersi mult. Călin, colegi, ca să nu numim noi următorul grup de companii, poate este cineva voluntar care dorește să vină cu o contribuție? Sunt reprezentanți companiilor de curierat. Da, vă rog. Poate veniți în față ca să... Bună ziua tuturor! Numesc Eugen Ababi, sunt directorul executiv reprezentanței DHL în Republica Moldova.
O temă foarte interesantă, o discuție foarte oportună. Știți, eu cred că ar fi bine poate să, totuși, încă o dată să focusăm întrebarea cum să contribuim, de ce, ce nu, pentru că prima întrebare care nouă spune, ei, e prea scump, e comerțul nu lucrează pentru că este barieră, problemă în brokeri vamali, în companii logistice și eu cred că pentru a mișca carul din loc, urmează totuși să le separăm o leagă. Din punct de vedere de ce așa e de scump. Eu cred că nu este secret pentru nimeni balanța importului și exportului în țara noastră. Noi suntem o țară de consum cu o preponderență în import și export foarte puțin. Și noi, ca companiile de curierat, suntem ca o oglindă acestui proces, deoarece fiecare zi recepționăm, compania noastră recepționează undeva 3 tone până la 4 tone de marfă și exportăm în mediu de la 200 până la 300 de kilograme. Rețeaua noastră transportă toate bunurile până Moldova prin calea aeriană. Și se primește că avionul care zboară de la București până Chișinău, unde face legătură cu rețeaua DHL, el este plătit, fiind încărcat pentru 3 toni jumate, cât la import, atât și la export. Prin urmare, avem o disbalanță în acest proces și poate o să vă spun un fapt mai puțin încurajător, dar nicăieri din experiența statelor europene, unde am discutat multe ori la rând cum voi ați pornit carul de pe loc, ea nu începe de la e-comerțul mic. Ea întotdeauna începe cu câteva companii mari, cu câteva ramuri de afaceri mari care dau aceste volume, dau această tonă de export și un fel de piggyback pe spatele acestor companii, rețeaua poate să dea și tarife mai atractive pentru cei care fabrică o ie, o brățară, un inel. Și nicicum nu este viceversa. Noi ne amăgim dacă așteptăm că o să avem așa o creștere din cauza că ne adunăm toți, scoasem o ie, sorry, nu lucrează așa. Evident că pe lângă acestui așa unui punct macro, ce ne-ar ajuta pe noi ca companii de curierat ca să ne salvăm costurile pe alte dimensiuni. Dumneavoastră ați menționat două, eu m-aș adăuga a treia componentă. Prima este evident latura legislativă. Dumneavoastră ați spus la început că companiile poștale și de curier și care totuși cine este și poștă și e curierul la ziua de astăzi în Republica Moldova, răspunsul nu știe nimeni. Până în anul trecut noi eram toți, adică legea care reglementa activitatea noastră era destul de clară. Acum, în procesul alinierii cu cadrul legislativ european, este o situație de incertitudine din punct de vedere VAMAL, fiscal, protecția consumatorilor, ANRCTI, care trebuie să fie pusă la punct, deoarece ca pentru business, eu trebuie să știu în ce categorie mă aflu, la ce tratament eu voi fi supus în cadrul activității cu aceste instituții. Pe lângă aceasta, tot la compartimentul legislativ, evident, sabia lui Damocles, codul VAMAL nou, cu toate procedurile aferente. Eu zic pe la capăt că este benefic. Am vorbit săptămâna trecută la TaxCon și am spus că cineva cunoaște din ce an este codul VAMAL existent. E din anul 2000. Când se drafta acel cod VAMAL, e-comerț nu era nici în țările dezvoltate și când lumea scria aceste articole, ei nu aveau în gând faptul că returul coletelor poștale poate să ajungă la 30%. Asta era ceva și din comun, în general, returul. Deci, per general, este o inovație bună. Însă, la ce trebuie să atragem noi atenția? Toate bottleneck-urile se formează la nivelul punerii acestor procese în aplicare. La nivelul hârtiuțelor, ștampiluțelor, haifa 3 copii, actele scanate nu le acceptăm, 3 originale, fă o mapă. Și aceste bottleneck-uri sunt apar involuntar din cauza că nu este o gândire până la capăt, la momentul draftării ordinelor, regulamentelor. Colegii de la minister au fost în vizită la noi câteva luni în urmă și le-am demonstrat pe viu cum se formează aceste bottleneck-uri. Asta ar fi a doilea compartiment la legislație.
A doilea punct este infrastructura. Colegii care de Breasu, din alte companii care au trafic cu România poștal, mi-au spus că timpul de așteptare a unui autoturism la frontieră este de 17 ore. Nu drumul de la Chișinău până la hub-ul lor în București sau unde n-ar fi, dar așteptarea la frontieră. Cum putem să asigurăm ceva competitiv când traficul dintre două țări vecine, nu vorbim livrarea în SUA, în Brazilia, este de 17 ore pentru o mașină cu material poștal unde sunt sute de beneficiari. Într-o singură mașină care așteaptă 17 ore la frontieră. Și aici vorbim despre infrastructură. Despre infrastructura aeroportului, eu cred că este o chestie aparte de discutat, un capitol complicat pentru țara noastră, toți cunoaștem știrile, știm stadii de așteptări și incertitudine vis-a-vis de aeroportul internațional Chișinău. Toți cunosc despre vine vizaerul sau nu vine vizaerul, dar puțin cunosc despre terminalul cargo, că este un activ a statului care nu este valorificat la nivelul necesar. El necesită investiții, necesită modernizare, necesită ca să vină companii de handling cargo profesioniști care să poată să asigure interschimbul de material poștal cum se face în toată lumea. Doar un exemplu mic. În toată lumea materialul poștal se mișcă în niște containere de plastic numite ULD-uri. Din cauza că aeroportul nostru nu are un sistem de manipulare acestor containere, în România, cu mânuța, aceste containere se descarcă și se încarcă în avion și fix așa cu mânuța se descarcă aici, una câte una. Acesta este moment despre investiții în infrastructură, cât terestră, cât și pe calea avia. Și a treilea modul este IT. Pentru fiecare ștampiuță și hârtiuță care acum se percepe, cât de la comercianță, atât și de la beneficiarii serviciilor, aceste procese sunt foarte ușor digitalizate, foarte ușor trecute în ceva comod, unde nu se încarcă resursul administrativ a statului. Și aici eu zic că pentru noi cel mai prețioasă chestie este timpul cu laboratorul VAMAL. Ei sunt foarte puțini, lucrau foarte mult, din cauza că procesele toate sunt trecute prin trânșii, prin semnătura lor, ștampila lor și nu sunt trecute într-o sferă digitală. Dacă noi la aceste trei compartimente o să avansăm și pe plan macro o să balansăm cu export, eu vă asigur că într-un timp foarte scurt o să vedem și un serviciu mai bun și tarife mai bune și noi o să putem să oferim acestor comercianți cu amănuntul posibilitate de acces pe alte pieți la un preț competitiv. Mersi? Da, mulțumesc foarte mult. Eugen, da? Mersi frumos, eu sunt de acord cu tot. Dar eu cred că putem să începem de la tot ce ține de aceste ștampiluțe și hârtiuțe, care, într-adevăr, consumă foarte mult timp. Dacă ne dați cu cât mai granulat, poate ne dați pur și simplu un business process. Cum se întâmplă din perspectiva voastră, astfel încât noi să putem să mai discutăm cu instituțiile, deschidere este și apetit pentru a schimba lucrurile, vă asigur că este și în Parlament, și în Guvern, și la orice minister. De ce? Haideți să nu irosim timpul, dați-ne ce credeți că este nonsens și noi încercăm să găsim soluții. De restul, de acord și cu infrastructură, de acord și cu remarca pe e-comerț, companii mari. Eu am avut în vedere că de la mic până la mare, dar nu în ordine priorităților. Aici toți trebuie să aibă aceleași oportunități. Mersi! Da, mersi mult. Eu aș solicita și de la Paynet tot așa o listă de chestii și de la toți, de fapt, pentru că și mesajul nostru este foarte clar. Noi doar împreună, noi suntem toți într-o barcă și doar împreună putem perfecționa lucruri mai rapid. Și vă rog foarte mult să fiți deschiși spre această cooperare și proactiv. Sunt alte comentarii ce țin de servicii de curierat, poștă? Nu, sunt alt domeniu, compania IT, dacă au fost menționați.
Ok, vin eu cu un comentariu. Am discutat cu mai multe companii din Moldova, ăștia mai mari, care noi le numim, care oricum se definiesc prin definiție UE ca MMM-uri. Și pentru aceste companii la fel este un challenge să înțeleagă cum lucrează e-commerce, cum să-l implementeze. Faptul că trebuie să fie o altă pagină web, un alt serviciu de suport a clienților, pare dacă e export, încă trebuie să fie 24 de ore și să vorbească în diferite limbi, ceea ce este scump, atunci probabil este nevoie de un call centru comun sau așa ceva. Mai sunt întrebări la companii ce țin de utilizarea marcajelor pe ambalaje, urmărirea comenzilor, întoarcerii comenzilor. Dacă sunt în sală prezente companii care oferă soluții pentru astfel de aspecte, dacă puteți să interveniți cu comentariu asupra pieței, aprecierii voastre? Nu sunt. Da. Asta o să facem. Iarăși, noi dorim să revenim cu un produs foarte calitativ. Și aici este important ca toate întrebările ce țin de toate aspectele acestui domeniu destul de complex să fie discutate. Sunt alte intervenții, deci voi ați investit timpul vostru, ați venit, da? Vă rog. Bună ziua. Da, Acuș. Alexei Burciu, proiectul Tehnologiile Viitorului. Eu vreau să mă refer la ecosistem. Nas își trebuiesc din timpul vostru, fiindcă Alex Namașcu deja lucrează la acea listă la care se fac referire și ea să numerească repejor. Dar câteva chestii, pur și simplu, ca de principiu aș vrea să le punctez. Mersi domnului de la DHL pentru remarca cu balanța de plăți. De fapt, și în acel studiu se arată că, practic, mecanismele de bază pentru funcționarea e-commerce-ului în Moldova sunt și spuse pe loc, rămân niște fine-tuning-uri care sunt, dar problema nu este pe partea cererii, este pe partea ofertei. Și dacă ne uităm la cifrele care le dă BNM, noi vedem o cifră de 290 de milioane de dolari importuri prin e-commerce, care sunt pur cashless, deci noi le vedem practic transparent, și vedem 325 de milioane de dolari comerțul pe piața internă, dintre care 85, aproape 90% plăți cash on delivery. Da. Deci, lumea știe cum se plătească cu dolari. 325 de milioane de dolari. Da. Inclusiv biletele de avion acolo mai multe intră, care generează marea parte, dar tot sunt partea asta în zona de e-commerce. Noi am tratat e-commerce-ul după UNCTAD, acolo măcar una din puncte să fie, în fine. Deci, problema e pe partea ofertei și nu cererii. Deci că lumea, e demonstrat, lumea știe cum se cumpere cu cardul, fiecare din noi cred că trece pe la poștă acolo odată, cel puțin în jumătate de an și ia pachetul de pe Jum sau de pe undeva, de pe vreun AliExpress. Problema e pe partea ofertei. Și iarăși, dacă noi vedem, ne uităm tare atent la balanța de plăți, noi știm că suntem o economie net importatoare. Asta e pur și simplu așa ca un checkmark și venind pe altă parte. Dacă să ne uităm în țările unde e comerțul a crescut fulminant cu 2-3 cifre, creșterea gravita în jurul la 3-4-5 jucători pe piață. Ori la noi acești jucători sunt, dar sunt tratați ca speculanți, un fel de negocianți, da? Pur comerț electronic și nu ca platformă care pune la dispoziția micului business. Eu la una din ședințe am arătat o schemă ce înseamnă e-commerțul clasic și care ar fi povara unui mic antreprenor să-și facă un așa numit canal DTC, Direct to Consumer. E foarte greu. Și fiecare nod acolo, sunt vreo 50-60 de noduri, fiecare nod necesită cunoștințe tehnice. Ori aceste platforme practic scot durerea de cap. Două săptămâni în urmă, cu prezența lui Alex Namașcu, am avut o ședință repejor cu ei ca să cumva structurăm, mă așteptam că și azi o să fie, dar cu părere de rău, nu? Să structurăm durerile lor. Complimente ministerului că cam 50, cred că la sută din comentariile lor deja sunt prevăzute în pachetul de delimitare 2, 3, 4 și etc. Ei pur și simplu încă nu știu despre asta, dar pilonii cheie sunt, sau problemele cheie este absența de fulfiller, normal, deși sunt germeni,
Noi am vizitat deja două companii care anunță third party logistic, dar lipsește cam partea asta de IT puțin. Deci asta, eu cred, sau noi credem că concentrându-ne pe suportul la câteva platforme, în Europa ele generează 60% din comerț electronic, deci marketplace-urile. Și încă doar o idee, cred că n-a să fie populară pentru, da, de fapt două, n-a să fie populară pentru Ministerul Finanțelor și bugetul de stat, dar sunt câteva țări, ele sunt de obicei mai la vest, la dânsă creșterea pe comerț de export, cross-border, așa numit, s-au datorat subsidiilor masive din partea statului pentru acoperirea logisticii trimiterilor poștale. Și cu asta ei au făcut creșteri de 2-3 și, nu, de 2 și ceva cifre. Și tot o măsură nepopulară care, dar am fost mirat de un fel de atitudine lor foarte inclusivă. Deci se creează premiză cu diminisul care îl avem și aici nu spun că, eu pur și simplu că transmit, deci că pentru asta eu tot cumpăr foarte mult online peste hotare și mie nu mi-ar fi asta convenabil, dar sunt, dacă obiectiv, sunt premize de concurență neloială din partea platformelor străine. Noi avem diminisul de 200 de euro și Da. La import pentru persoanele fizice. Și propunerea lor ar fi nu de scăzut deodată la zero, da? Dar de scăzut fiind condiționat asta de înregistrare a platformelor mari în Republica Moldova ca subiect de plată TVA. Ori în Europa există așa numit mecanism IOSS, Internet One Stop Shop. Datele se poate diluat ușor de la Poșta Moldovei, DHL, cine export încoace, dintrat între și în contact și de spus, băieți, noi o să scadem, iată mecanism de înregistrare, vă rog frumos plătiți pe TVA. Astfel încât, pentru consumatorul final, să nu fie vizibil scăderea de minimisului, dar o să vină bani în buget. Cam astea sunt, acolo sunt mai multe puncte, o să le primesc, cred că, de la Alex în câteva zile. Mersi mult. Domn ministru, doriți comentați? Perfect. Da, te rog. Dar poți să ieși, te rog. Să te vadă și să te audă cei din online. Eugen Kuzmulic, Asociația Businessului European. Am să expun un punct de vedere din partea asociației. Ne-am lucrat tare bine pe parcursul lunilor și în martie s-a finalizat în Parlament pachetul 1, deși din start am vrut 21 de proiecte, erau spre modificare cu 11. Consecuent, atunci ne-au clarificat cu uite, mergem acum în partea asta, celelalte mergem în pachet de realizare 2 și 3. În august, fiscul știm că a introdus bonurile electronice privind fiscalizarea serviciilor de transport. Serviciile de curierat, o leacă e alt subiect. Bine că ați făcut, cum a spus și Eugen la DHL, bine că ați făcut această ședință care este într-adevăr oportună, pentru că dumneavoastră mergeți puțin înainte agendei noastre și asta e bine ca autoritate publică. Noi ne-am planificat pe săptămâna viitoare cu membrii EBA să discutăm pe trei componente comerțul electronic, ceea ce ține de fiscalizare, funcționalizare și infrastructură, ceea ce au pomenit și colegii antivorbitori. Și toate aceste trei problemele pe aceste trei coloane, spunem așa, aspecte, le punem frumos pe hârtie, vă le prezentăm dumneavoastră ca autor și ca instituție de politici în domeniu. Și inclusiv am discutat și o întrebare ce ține de cod vamal, colegi deja s-au expus. Da, noi vorbim de servicii curierat, da, cod vamal a fost în 2000 inițial, dar în fiecare an la politica bugetară fiscală se propune, noi am încercat, EBA a încercat prin diferite instrumente, nu s-a reușit, că în codul vamal. Întrebarea este, domnul ministru, dar dacă codul vamal nu intră la 1 ianuarie vigoare? Lăsăm malele. Deci, ideea e, ca să termin gândul, cer scuze, se merită poate de gândit toate riscurile și poate începem pe serviciile curierat puțin mai repede până intră codul vamal sau nu se merită, adică unde să vedem un impact, o analiză. La această întrebare noi nu avem nici noi singur răspuns până la ședința săptămâna viitoare cu membrii să vedem cum urnim. Acestea au fost comentariile și noi vrem după aceasta să avem și o discuție mai tehnică, deja că nu o să avem listul, short-listul. Mersi. Da. Mulțumesc, Eugen. În primul rând, asta e doar prima discuție.
Încă o dată, sunt colegii de la USAID care ajută foarte mult cu, inclusiv cu asistență tehnică și cu iată, deja și findings, noi doar trebuie să le traducem în proiect de hotărâri de guvern sau de lege și să le începem consultarea. De ce e timpul bun ca să ne dați și ce idei aveți voi și să avem un pachet așa întreg și ambițios ca să rezolvăm maxim posibil să se simtă. Despre codul VAMAL, ultima informație pe care pot să vă relatez de azi este că intră în vigoare și nu... Eu, mă rog, am mai auzit unele discuții, dar nu este niciun fundament. Nu, în primul rând că deja e octombrie și nu-i deloc serios din partea noastră dacă am luat acum și iarăși l-am amânat și de amânat e ușor. Trebuie să ne apucăm să implementăm, să vedem ce nu funcționează, să vedem unde mai trebuie de intervenit. Orice lege care intră în vigoare îi dai un jumate de an și vezi că pe aici trebuie de ajustat și pe aici trebuie de mai redactat și de clarificat. Dar asta e procesul. Mersi. Mersi, Eugen. Liliana, n-ai vrea să comentezi din punct de vedere a companiilor mai mici, care ar fi blocările și necesitățile lor? Da, bună ziua tuturor. Bună ziua tuturor. Eu, în primul rând, vreau să felicit pentru inițierea acestei ședințe, pentru că chiar săptămâna asta ne văd cu colegii. Deci, în primul rând, vreau să vă felicit pentru organizarea acestei ședințe. Pentru că e-commerce-ul, noi toți suntem implicați în dezvoltarea e-commerce-ului, noi lucrăm direct cu micii producători susținuți de FTA și tot cunoaștem foarte bine acest studiu și ecosistemul de e-commerce este foarte și foarte complex. La moment, cred că toți putem cădea de acord că încă nu există un ecosistem consolidat ca noi să ne cunoaștem unii pe alții, ca noi să avem acest dialog deschis și astăzi, de fapt, iată să validează totuși ipoteza și filozofia că această dezvoltare poate fi obținută doar cu efort colectiv și efort comun. Eu îi mulțumesc tare frumos lui Eugen că a menționat despre situația la cargo de la aeroport și, într-adevăr, cred că are dreptate menționând că noi nu vom atinge exporturi foarte mari cu producători foarte mici. Chiar dacă ne dorim foarte mult acest lucru, atâta timp cât logistica nu permite acest lucru, asta este practic imposibil. În același timp, cred că o oportunitate extraordinară este, cum a menționat Alexei, să ne focusăm atenția și pe partea de comerț interior. Într-adevăr, marketplace-urile pot fi o oportunitate foarte bună unde micii producători se pot plasa și pot realiza aceste vânzări. Și aici cred că sarcina cea mai importantă a Ministerului e fi să atragă atenția la cash, la banii cash, pentru că tot conform acestui studiu, pentru mine a fost o cifră șocantă. Noi cu toții o știm că Moldova arată economie informală este aproape 40%. Asta cu toții cunosc, dar șocul meu cel mai mare a fost când eu am conștientizat că noi ocupăm locul 28 în lume. Asta este foarte strașnic. Adică noi avem o rată așa de mare care ea trece pe lângă noi, dacă noi am depune eforturi ca să aducem asta pe alb și ca noi această rată să o scădem, eu cred că noi numai din interior avem oportunități foarte bune ca să o creștem. Și cred că aici trebuie, din perspectiva reprezentanților micului business, cred că aici trebuie de atras atenție foarte mare, anume pe dezvoltarea ecosistemului pe interior. Și pe final aș vrea să spun că noi toți suntem implicați, noi de partea noastră ne dorim să depunem toate eforturile, ceea ce putem inclusiv noi să facem ca asociații și este foarte important, este partea de educație. Educația antreprenorială, pentru că antreprenorii de foarte multe ori văd e-commerce-ul diferit decât este în esență. Ofertele care sunt nu se diferențează de ceea ce este în magazin în mare parte, nu înțeleg care este efortul pe care trebuie să-l depună, că de fapt ăsta este ca un business separat și marketplace-urile ar putea fi o soluție, cel puțin ca primă etapă și cred că o măsură foarte importantă, dar asta deja ține de toți, este educația consumatorului.
că dacă cumpăr online, să achite cu cardul. Și asta ar putea și contribui și la reducerea acele economii informale mari pe care o avem. Și noi suntem în continuă, noi acum avem în pipeline, avem câțiva beneficiari cu care lucrăm, pe care noi îi mentorăm și îi luăm de la zero și vedem practic toate blocajele care sunt pe parcurs, așa că noi suntem gata împreună cu colegii de la FTA să contribuim la tot ceea ce va implementa ministerul. Vă mulțumesc! Da, îți mulțumesc, domnul ministru. Mulțumesc. Este o problemă, companiile foarte des menționează cele mai mici, că e-commerce asta de fapt un site, trebuie să am un site. Aici noi vedem foarte mult și rolul ODA, Organizației de Dezvoltare Antreprenoriatului, pentru a contribui la educare și plus am prioritizat, de exemplu, proiecte de e-commerce în program pentru femei în afaceri, care va fi în curent discutat de către guvern. Deci este foarte important și noi aș aprecia să avem listă comentariilor. Colegi, mai sunt doritori să contribuie la discuția noastră? Dacă nu, eu aș vrea să-l rog foarte mult pe domnul Vitali Tarlev, Consiliul Economic, să vorbească din perspectiva jucătorilor ce țin de însuși noțiune de marketplace, care Vitali a studiat acest subiect, are mai multe cunoștințe, te rog. Doamna secretar de stat, mersi. Noi colectăm mai multe probleme, desigur, care vin de la industrie. Nu eram pregătit acum să intru nemijlocit pe unul din subiecte. Despre marketplace, mai mult la nivel de discuții cu jucători pe piață și facilitarea sau rolul de facilitator a acestui element. Noi considerăm că dezvoltarea armonioasă a tuturor elementelor necesare pentru un comerț electronic, atât pe intern cât și orientat la e-export, totuși asta e obiectivul nostru, să avem comerț la nivel de țară și să avem e-exporturi. Iată, din perspectiva aceasta, este nevoie de un jucător pe piață care ar crea precondițiile într-o altă manieră decât o poate face o organizație demistatală, cum ar fi ODA. Când o companie privată își educă viitorii clienți, când investește în felul în care acest antreprenor este conform cu cerințele pieței într-o anumită jurisdicție, când acești jucători pe piață sunt educați cum să targeteze mai bine anumite piețe, anumiți consumatori, ăsta este un element indispensabil și îl figurează în studiile noastre. Cred că mai puțin aici poate face ministerul decât să ofere condiții sau să stimuleze accesul pe piață și nu știu dacă aici ar fi suficientă politcorectness, da? Dar totuși, și să mă ierte Călin, totuși dacă nu avem jucători aici pe piață, atunci este cazul de stimulat jucători din regiune care se întreb piața din Moldova. Și cum deschidem site-ul la Amazon sau eBay, la rubrica vreau să vând, tot așa și în Moldova să fie un instrument accesibil pentru antreprenorii locali, care va fi mai personalizat, mai customizat pentru piața din Moldova, pe o limbă mai de înțeles, cu riscuri mai mici și cu pretenții mai mici, deoarece Amazon are cerințe suficient de mari pentru jucătorii începători. Tot așa ne gândeam și consultările cumva sunt în această zonă. Stimularea unui jucător local pentru a face și educație, și ghidare, și asigura toate elementele necesare de plată, de fulfillment, de curierat sau prin parteneriate, desigur că nu o face nimeni în stil monopol. Asta ar fi o zonă neexplorată suficient. Din discuțiile care le-am avut câțiva jucători, încă nu este conștientizat pe deplin, dar și mărimea pieței și instabilitatea în regiune la fel contează. Și am considerat că ministerul în următoarele sale intervenții ar trebui și Consiliul desigur este gata să mobilizeze și resursele donatorilor și a industriilor locale în sensul de a crea acel ecosistem, de a ne asigura că toate elementele necesare sunt sau cresc odată cu piața. Nimeni nu va face din start, eu știu, de prima linie, este nevoie ca aceste industrii care sunt parteneri în comerțul electronic, în promovarea exporturilor, să crească împreună.
Și desigur, știu că în sală se înregistrează colegii de la Ministerul Finanțelor, la Serviciul Vamal. Este nevoie ca Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării să acorde mai mare atenție la interacțiune, interacțiunea cu aceste instituții pentru antreprenorii locali și pentru cei care oferă servicii mercanților. Este o primă tentativă acum, cred că aș putea deja anunța acest obiectiv, a fost și anunțul public în parteneriat cu ATIC. Și cu Ministerul se lucrează la un screening suplimentar a acestor elemente lipsă și este în proces de generare un nou pachet legislativ cu targetul sfârșit de octombrie să avem primele livrabile. Vor urma pe platforma Consiliului Economic o serie de consultări cu actorii implicați. Cele lansate, cele incluse inițial în scope of work pentru consultanți sunt cumva tangențial legate de e-comerț, dar cred că ar fi o idee bună să le punem toate împreună și să venim cu acele patch-uri periodic și periodic să dăm noi amendamente, noi să acoperim noi goluri care le identificăm pe parcurs, creștem și noi odată cu piața și mai mult ca atât aș ruga Ministerul să acorde mai mare atenție la pachetul de facilități. Totuși, în prima tentativă pentru noi la pachetul e-comerț, înțelegem situația de criză, capacități bugetare limitate, dar cumva trebuie să facem diferența între cei care vând la colț de stradă și cei care vând online și niște măsuri de suplimentare de suport la fel s-ar face necesare și asta chiar ar fi o mișcare curajoasă. Cel puțin așa e în teorie, că industriile care sunt subdezvoltate, care necesită suport suplimentar, pot beneficia de aceste facilități, cel puțin pentru perioada până prind la aripi și până această nouă industrie intră în obișnuință atât a producătorului cât și a consumatorului. Sunt mai multe subiecte din această linie, în dependență de curaj și capacitatea de absorbție a pieței. Cred că putem să le extragem din foaie de parcurs pentru economie digitală și comerț electronic, care este pe site-ul Consiliului Economic și la care lucrăm împreună cu Ministerul Economiei. Acum așteptăm publicarea strategiei transformare digitală și avem cumva o abordare comună împreună cu colegii din Minister ca această, sau cel puțin cele elemente care sunt valabile și cu impact din această foaie de parcurs pentru digitalizare să migreze în politica Ministerului, ca să semneze sub ele nu doar comunitatea de afaceri, dar să semneze sub ele guvernul. Idei sunt multe, urez succes la acest început dialog și ne oferim suportul pentru a le formula în amendamente și în programe. Mersi. Da, mulțumesc, domnul Tarlev. Noi, într-adevăr, lucrăm foarte îndeaproape și ne complementăm foarte des. Cu acest proiect pe care astăzi, de fapt, în esență îl lansăm spre discuții în public, intenția noastră este să-l dăm gata până în decembrie cel târziu. Eu sper să reușim să-l trecem de Parlament în sesiunea asta și asta o să încercăm să facem. Dar cel puțin din guvern, el cu siguranță trebuie să iasă. Realist vorbind, dacă ne încordăm și dacă lucrăm rapid, putem să-l trecem și de Parlament. Despre facilități sau despre incentives, da? Eu, de exemplu, sunt mai degrabă adeptul subvențiilor, idee care a fost pusă pe masă chiar și astăzi. Noi avem instrumentele ODA. Și acolo pot să intervii mult mai cadențat. Deci nu neapărat să dai scutiri pe orizontală, poți să aplici subvenții sau granturi pe proiecte care au mare potențial, astfel încât să contribuim să creștem una, două companii care au șansa din piața internă, după care să iasă în afara hotarelor, să fie într-adevăr grele, da? Și eu cred că aici cu ODA putem să încercăm să pliem acest obiectiv, pentru că într-adevăr vorbim de o piață care este, noi acum o creăm,
Vorbim de șansa să combatem economia informală, să oferim o șansă la antreprenori de la mici la mare. Eu cred că este loc pentru un mecanism de suport financiar, inclusiv fie din programul digitalizare sau, dacă este necesar să avem ceva targetat, putem să discutăm, dar eu cred că asta splează foarte bine pe ceea ce face ODA pe digitalizarea întreprinderilor și aici, deci scutirea, cât ai să o dai? 15%, 20%, haide, economisește antreprenorul, dar aici poți să dai toate 50% dacă proiectul este bun. Și atunci ai șansă mai mari ca să-i susții pe cei care sunt într-adevăr buni și cu potențial. Mersi dar mult, poate, poate sunt însăși antreprenori care fac comerț ca să vedem și perspectiva lor. N-a venit nimeni. Ok, este cineva care dorește să comenteze, să adauge experiențe, propuneri? Ok. Eu atunci propun, domnul ministru, să aveți un cuvânt de încheiere. Da, eu n-am să am prea mult de spus la încheiere. În primul rând, mulțumesc tuturor pentru că ați venit. Încă o dată, este o primă discuție a noastră la acest subiect. Noi putem să creăm oportunități la foarte mulți antreprenori, atât pe piața internă, din început de aici, cât și pe piața de export. Ceea ce urmează este să avem un proiect deja consolidat cu ajutorul colegilor de la USAID, să-l punem în consultări, să-l începem a promova prin guvern în toamna asta. Dacă îl scoatem din guvern la sfârșitul lui noiembrie, atunci reușim și cu Parlamentul. Și asta, cred că asta e planul ambițios. Dacă o să întârziem cu 2 săptămâni, atunci sper nimeni să nu supere și să rămână deja pentru luna ianuarie-februarie în Parlament pentru a avea o discuție și acolo. Cam asta este mesajul meu de încheiere. Eu vă rog foarte mult să ne dați comentarii, sugestii, idei. Noi nu promitem că o să le luăm pe toate, dar o să ne străduim să vedem la maxim ce are șansă mai mare de a fi așa, ca să aibă efect și să le promovăm, pentru că sursa noastră de inspirație e oricum din piață, din realitate. Vă mulțumesc foarte mult! Mersi mult, la revedere!